Ar fi fost o chestiune. Cinstirea înaintașilor se poate face foarte frumos. O singură condiție. Să vrem să o facem. Și uitați, noi astăzi am discutat și am vrut să facem o pauză, aș vrea să audă totuși Nu mai fi. Poftim? Nu mai fi. Cine a scris? Domnul, nu asta este continuă subiectul. A fost așa continuă? Nu, că puteam continua în sensul că să nu ne lase vorbi. Da, adică avem și alte subiecte, nu le vom rezolva. Îmi refer cel puțin mai cu ceva legat de treaba aia. Propunerea care s-a făcut privind un bust al lui Vasile Stroiescu de excepție. El poate fi coroborat pentru ce am gândit noi astăzi, propunerea făcută astăzi de domnul în sală, propunerea ca să se... A, domnul Duc, nu parte de sus, să comemorăm 100 de ani la bustul lui Vasile Stroiescu. Eu zic că și asta trebuie să le asociem în așa fel încât, când se va face manifestarea asta, să putem să conștientizăm, pentru că oamenii noștri au fost există posibilitatea 70 de ani sau mai mult sau mai puțin cu câțiva ani, să afle niște adevăruri din toate. Nimeni zice noi, eu n-am auzit de bază pe toate. Niciodată. Deși ar fi trebuit să aud pe toate omul ăsta. Am ființat 350 de școli în teritoriile românești. Ceea ce n-au făcut niciunul de regimurile de la Antonescu, să facă 350 de școli. Domnul deputat, asta ar fi una cu navigația făcut și cu alte proiecte. Eu vă spun cu sinceritate. Dar noi am avut navigație de la Antonescu. Sigur că da. În 1940, deci la momentul când acei doi tâlhari au făcut ce au făcut, pe prun să puteam naviga pe o distanță de 300-800 km de la intrarea, de la Giurgiulești, până sus, 300-800 km, șenal navigat realizat de România, că brutul era al românilor atunci, cu barge care mergeau și pe Dunăre. Avem documentația mai putere. Deci, repet, în momentul de față, părerea mea este, și mă iertați că eu, repet, n-am astfel de gânduri. Numai faptul că de la navigație, de la punerea în funcțiune a acestui proiect, nu se vor putea scoate colocani negri, numai asta ne determină, sau nu că ne determină, ne oprește să trecem să facem acest proiect. Vă pun la dispoziție toate documentațiile pe care le avem. Repet, am scris domnului Filat și domnului Ponta împreună cu omologul meu din Moldova, cu care am dat argumente, nu știu ce. Datorită nouă s-au făcut niște întâlniri, s-a trecut în protocoalele de întâlniri bilaterale ale Comisiei Mixte, dar nu ne mișcăm. Scriem, dar nu ne mișcăm. Numărul 2. Tuturor miniștrilor de transport din 1990 încoace, le-am propus colaborarea nu numai a mea, ci și a organizației pe care o vorbim. Le-am scris, le-am cerut să ne vedem. N-am avut parte să mă întâlnesc. Ruca să mă bată la față. Eu vă spun eu realizării domeniului transportului. Am cu ce mă lăudat, dar nu de asta am venit aici. A doua chestiune. Sunt în contact cu județul Teleorman, cu persoane la vârf acolo, inclusiv cu domnul Dragnea și domnul Mohan, pe care îi cunoașteți, în ceea ce privește proiectul turnul Măgurele.
adus unul din marii întreprinzători din Franța, că ați vorbit de domnul Sarkozy. Da, l-am adus în România. I-am spus, domnule, nu vii să iei cu rogă de la noi. Îți dăm, și o dăm condiții, că ai de sarcini. Îți dăm proiectul, vii cu banii, îl faci și vei câștiga pe măsura utilizării acestui proiect, că se practică. Și domnul Oliver Cui, proprietarul acestui concert, care a făcut multe lucruri în lume, a admis că vrea să facă acest lucru. Am avut o întâlnire la Ministerul Transporturilor. Trebuia să primească un secretar de stat, domnul Galea Țatos. S-a ferit să vină. O altă chestiune care aș fi vrut în materie de proiecte. Problema independenței energetice. Discuții pe care le-am mutat și acela dumneavoastră la Parlament. Consiliul de Consultanță în afacere am făcut la Chișinău, în 2008. Doamna Greceanei s-a declarat doritoare, atunci era viceprim-ministru, doritoare să colaborăm în domeniu, mai ales că dânsa și cu domnul Voronin, care era un prezidiu acestei întâlniri, de acolo la Palatul Republicii, că n-am fost eu singur acolo. Deci a fost întreg aparatul Consiliului Consultanță în afaceri, au spus 75% din energie o importăm din Est. Și ne-am spus, haideți, regenerabile. Ați folosit numele domnului Sarkozy. Dacă ați fost la Parlamentul României când a venit Sarkozy aici și când și-a ținut cuvântul, erați în sală, vă spun eu, cel mai important lucru pentru energie regenerabilă care l-a spus Sarkozy a fost următorul. Zice, România și Franța sunt într-o poziție favorabilă prin faptul că procentul energiei regenerabile la totalul energiei ce avem este foarte mare și noi și Franța avem circa 40%. Din ce avem noi 40%? Centrale nucleare, unde sunt? Centrale hidro care le are Franța, de asemenea nucleare și alte asemenea. De aia noi rușii nu ne pot presa foarte tare. Am propus și acolo. Nu facem. Haideți să obligem înainte și pe asta. Vă spun și pentru cei care sunt cu noi aici, colegii și prietenii noștri, că poate ori băga această informație și pe acolo unde trebuie. Ați folosit aici expresia cinstirii înaintașilor. Singura țară care nu are încă un loc de comemorare la cotul Domnului este România. Nu știu dacă știți. Am discutat cu cei de la VAPN, care au făcut un lucru admirabil când au făcut împreună cu moldovenii și moldovenii limoși Crucea Mântuirii Neamului de la Nisporeni. Unde am fost? Și a fost o manifestare extraordinară. Singurii care n-au acolo un loc să comemorare Crucea au spus, bă, dă-mi domne, veniți și faceți. Și acum vă fac o propunere care s-ar putea să vă surprindă. Poate știți, sau poate nu știți, că și eu am aflat-o târziu, după momentul 23 august, deci după armistițiu, rușii au mai luat 100.000 de prizonieri din România, pe care i-au trimis să înlocuiască o parte dintre a 25 de zbioane care au murit cu vodka în nasă. Că știm ce au găsit și neanorocințe. Oamenii ăștia au stat de 6, 8, 10 ani acum. Separat de treaba asta din Basarabia, luată din 40, luată iarăși după 44, s-au trimis 300 și nu știu câte mii de oameni acolo. Oamenii ăștia au muncit acolo. La ce au contribuit? La refacerea unui ministru etice. Nu cumva suntem îndreptățiți să le cerem niște bani. Cum au primit și alții de stăluire. Vă informez că am discutat cu colonelul Bogaru, care este un istoric bun. Este și o voce foarte... Mie-mi place de el, ca să fiu ce zic, că vorbești cu. Combate-l, domne, dacă ai argumente. Haideți să vedem cu treaba asta și cu colonelul Dogaru, m-am înțeles. Să încercăm să provocăm o stare dintre asta în care să spunem, domnilor rușii, ne-ați folosit oamenii acolo. Iată,
nevoie înapoi niște corogani dintre aia care i-au produs. Uite și nemții au dat, și nu știu, care au dat despăgubiri. Aici putem să luăm aliat și pe domnul Iohannis. Eu eram copil la Brașov când au intrat rușii acolo și când au căutat din casă în casă, erau pe nicel. Și au luat familii de sași, în special tine, și au trimis în Caraganda, nu știu unde, în Caraganda. Și au venit unii după 4 ani, 5 ani, 6 ani. Eu cunosc astfel de oameni. Nu cum ar trebui să le, și nu să le, să le dea altul. Încă o chestie. I-am dat astăzi domnului Trepeliță, pe care am înțeles că cunoașteți, o scrisoare deschisă pe care am primis-o acum lucru câțiva ani. Legat de demnitatea cu care trebuie să ne adresăm ăstora mari. Am trimis-o ministrului de externe, domnul Baconski, pe care eu vă spun, nu-l respect deloc, dar e opțiunea mea. Poate să aibă argumente, să știu, dar eu personal am motive să nu-l respect pentru ce am văzut. Și am mai trimis-o altora, în care am spus, domnule, cât sunt de mari ăștia, nu trebuie tratat cu ei în genunchi. Și trebuie să găsim acele argumente, și eu am nevoie de lui. Măcar și piață, că trebuie să face, nu mai vorbesc de faptul că Putin țipa acum, că DGS-ul face și trece. Deci, domnul deputat, sunt lucruri pe care, uitați, colegii noștri de aici din sală, pot să ajute colo-colo un alt. Am avut o discuție cu domnul Chirtoată, pe care îl cunoaște. De fapt, am avut mai multe întâlniri cu dumneavoastră. Printre care am propus ca la Chișinău să se încerce, folosirea energiei solare, deci panou solare, nu știu ce cu dată. Domnul Chirtoată și atunci, ca și acum, am spus, domnule, aș vrea, dar am suficientă opoziție în Consiliul Local, care mă împiedică să fac treaba asta. Eu vă spun, i-am spus, domnul Chirtoată, că a fost chiar și la mine o dată sau de două ori, când eram președintele Camerei Comunistului. Eu merg și vă arăt. Eu, în familia mea, am introdus așa ceva, panouri solare, și uite, copiii mei economisesc din februarie și până în noiembrie, folosesc energie, gaze sau nu știu ce, numai pentru gătit la bucătărie. Restul soare ne ajută. Adică trebuie să facem niște treburi de-astea. Asta iarăși creează locul tău. În sfârșit, nu vreau să mă duc prea departe cu treaba asta. Apreciez însă faptul că dumneavoastră sunteți porniți să faceți ceva și dacă doriți să continuați pe această treabă, încă mai sunt la vârsta, numai eu singur, în care mai pot să fac câte ceva. Repet, eu am realizări în țara asta. Domnul Băsescu, pe care l-a citat aici, mi-a refuzat când am făcut 70 de ani să-mi dea o distinție. Dar n-am nevoie de ea, că nu eu mi-am propus-o. Au propus-o alții. Domnul Băsescu, care mă știe și care știe alte chestii, prin domnul Mircea Toate, pe care îl cunoașteți și care mi-a fost subalter. Deci, nu răspunările astea mă lucrează și dar chiar și o chestie care mi-a plăcut. Că nu trebuie să ne băgăm în confruntările astea politice, ci să facem împreună anumite chestiuni pe care le realizăm. Discut cu domnul fost senator, domnul Avram Crăciun, să încercăm să ne luăm navigația pe Mureș. Pe Mureș s-a navigat. Știți că omul ne-a ocupat mai repede decât ai noștri. Eu nu-i critic pe Basarabie. Nu spuneți o noutate. Nu vă spun, dar vreau să vă spun. Am documente, sunt invitat să mă duc acolo să discut subiectul. Și vom lua bani europeni ca să facem treaba aia, domnul deputat. Și pentru front vom lua. V-ați scuzat un minut. Ieșenii să gândesc să facă navigație pe Bacului, să unească Bacuiul cu Prutul. Ce problemă ar fi ca să se ducă primarul de Iași, indiferent cine va fi ăla, la Istanbul, cu vaporul peste câțiva ani? Că se poate. Ăștia produc o locare. Ăștia produc activitate comercială. Transportul cu apă este cel mai ieftin. În sfârșit, am vorbit prea mult și haideți să mai lăsăm și cu altcineva. Dar eu vă stau la dispoziție.
vă interesează ceva, să știți că eu sunt cu toți, eu nu glumesc. Și ceea ce am făcut cu doamna Andronache, cu domnul Iașan, cu nu știu ce. Și Lupoica de la Ierineț, că am pus Lupoica acolo. Să știți că am pus băgat până în cap, până în gândat. Am zis să o facem. Placa comemorativă, mi se pare că ați fost și la prezent și ați văzut. Tot împreună a fost altcineva, tot împreună am pus-o. De ce? Să știe lumea. Am avut o întâlnire la Etines, care este onorată multinațională. Și domnul primar de acolo are niște probleme grele în a cântări toate lucrurile. Repet, eu nu fac politică. M-am frânt cu PDR-ul imediat după 90, pentru naivitate, dar n-are importanță, că nu asta povestesc acum. Nu fac politică, dar treaba vreau să fac. Și am și făcut. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. O să rog și pe inima. Nu, vreau să vorbesc la voastră despre Stoiescu și despre Brânzeni și despre Basarabia de astăzi, că ne-am adunat să auzim în primul rând veștile de acasă. Mulțumim, domnul deputat, dragi compatrioți, eu încerc să continui gândurile bune începute acolo la cimitir către Vasile Stoiescu, căci astăzi se merită să pomenim acest nume cu sfințenia, după cum am și spus, când se împlinesc 170 de ani de la naștere. Trăiesc bucuria și încă o dată am convingerea că trăiesc niște realități care după 90 păreau niște vizie. Și într-adevăr, visele se împlinesc și dacă vrei și îți dorești ceva bine și îți dorești cu adevărat, se împlinește. Mă bucur, ne-a spus de mult că ne aflăm în incinta Parlamentului și vorbim despre numele marelui patriot și filantrop Vasile Stoiescu, cel care a contribuit enorm la înfăptuirea Marii Uniri. Și vorbeam la cimitir despre calitățile lui Vasile Stoiescu, am vorbit despre modestia de o nobleță rară care o avea Vasile Stoiescu și nu mă voi repeta, dar vreau să mai continui și să vă spun că Vasile Stoiescu, chiar și atunci când a încercat să-i mulțumească, să-i răspundă la mulțumirile metropolitului din Ioan de la Blaj, a făcut-o foarte modest și a spus: eu țin la folosul națiunii, nu la fala mea. Așa că, din calitățile care l-au făcut deosebit față de noi toți de contemporanii săi, Vasile Stoiescu a mai avut un dar de la Dumnezeu care a avut o înțelepciune adâncă și această înțelepciune s-a văzut atunci când, după mine, el a fost cel care a amestecat două regimuri, cel austro-ungar și regimul imperialist rus. Foarte pașnic. El n-a fost un om care dorea conflicte, dar prin toate binefacerile lui, toată înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu să-și doneze toată bogăția în construirea de școli pentru iluminarea poporului, din păcate n-a reușit în Basarabia, căci regimul țarist rus era mai dur decât regimul austro-ungar, dar au construit câteva biserici și în Basarabia, dar toată atenția și toate binefacerile le-a concentrat acolo, în Transilvania, din păcate l-au uitat și ei. Nu numai că a construit școli, biserici, a înființat 300 de biblioteci, dar a contribuit și lăsând multe burse pentru tineri, studenții de acolo și erau cu preferință pentru Transilvania, Marmure și Banat, ca ei să-și facă studiile în Franța, Germania, dar numai cu cei care se vor întoarce în țară. Era împotrivă ca să le ofere burse celor din Basarabia, că știa că ei au posibilități numai în Ucraina și în Rusia, dar nu vrea să mai rusifice și el Basarabia noastră așa obosită.
simplă frază care a spus-o în 1917, atunci când s-a pornit Revoluția din Octombrie, spunându-le compatrioților săi că eu sunt cu totul la dispoziția țării mele, cu toată mintea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cu toată inima și cu toată averea mea. Așa o voim, așa să ne ajute Dumnezeu. Eu cred că prin aceste cuvinte El spune tot și noi astfel am aflat tot ce a făcut și contribuția enormă care a avut-o pentru înfăptuirea Marei Unirii. Vasile Stroiescu, în momentul binefacerii în Transilvania, când le temenea aceste mijloace bănești, îi spunea: aveți tot suportul meu bănesc, ajutați-vă repede și bine. Carte și iar carte, școli și iar școli, biserici și iar biserici. Numai prin ele ne vom înălța sufletul și vom căpăta cunoștințe, bogății ce nu se pot fura și nu se pot cătui. Este foarte multe de vorbit și de spus, atâta cât cunoaștem, poate, sunt și mai multe de cunoscut despre ceea ce a făcut Vasile Stroiescu. Nu vreau să vă rețin prea mult, dar am cerut plăbința de la domnul deputat că am mai făcut-o și vreau ca în această clădire, în centrul acestui locaș, să-mi permit să spun doar ultimul pasaj din discursul Vasile Stroiescu, atunci când a deschis ședința primului parlament al României întregite. În viața noastră, citesc, în viața noastră, în lucrările noastre, trebuie să avem inimă, gânduri și mâini curate. În incinta acestui locaș, trebuie să întreb, la pragul în acest lucru, trebuie să întreb ca în biserică, în fața Sfintei Comunicături. Toate gândurile, pasiunile, urile, să le lăsăm la pragul întrării și să intrăm numai cu gânduri curate, bune, pentru binele și propășirea neamului și a țării noastre. Eu cred că aceste cuvinte ar fi foarte bine să fie undeva în scrise, poate mai mult, mi-ați făcut mare lucruri să aud în gura dumneavoastră, că aici, în fața Parlamentului, și eu cred că tot ce a fost bun și s-a dat Vasile Stroiescu a spus în aceste momente de cuvinte și repet, dar vreau să mai spun odată ce a spus că am făcut la cimitir, ceea ce spunea Nicolae Iorga. Cu asta ne gândim că tot ce e mai curat și mai bun în România basarabeană a vorbit în graiul acestui bătrân nobil în timpul binefacerii memorabilă și că prețuiește mai presus ca orice comunitate sufletească pe care puterea Rusiei nu poate strâna. Și că Basarabia ne-a dat prin acest mare nobil basarabean Vasile Stroiescu acea chezășie de viitor pe care astăzi sigur ne putem rezuma. Eu cred încă o dată și sunt convinsă că nu este departe momentul, cel care îl dorim cu toții, eu sunt convinsă că toți din această sală dorim ca acest neam să se întregească, așa cum am făcut-o și la cimitir prin modestul meu cântec și Dumnezeu în sus acolo de unde ne privește și ne ajută, are nevoie de această unitate a neamului. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și mulțumesc dumneavoastră că ați avut nevoința să ne organizați întâlnirea și eu cred că v-ați interesat acolo sus. Merită. Mulțumesc. Și la ceea ce s-a întâmplat și la ceea ce urmează, pentru că
sublinez încă o dată, România are nevoie de modele și Vasile Stoescu este un model pe care îl putem urma. Domnul președinte Glenciu. Da. Vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vă mulțumesc, doamnă, pentru că astăzi Stoescu, prin efortul dumneavoastră, a primit și cele care credința lui o impune. Și mulțumim pentru slujba de pomenire pe care, iacă presa uită, ne dă multe și negative exemple. Și mă uitam acum la câteva foi, vai de mine cât a donat liste întregi, aproape că toată Transilvania trecută. A fost un om colosal. Eu aș vrea să fiu un pic mai telegrafic ca să avem timp să ne ascultăm și pe acei români de dincolo care au făcut efortul ăsta. Și, domnule deputat, aș vrea întâi să cer scuze anul ăsta, în luna august, poate a fost un pic impertinent din partea mea. Știți ce am spus la coșe, o să vă ajutăm cât o să ne ajutați și dumneavoastră. Dar vă promit acum că o să vă ajutăm și bineînțeles că o să cer să ne ajutați și dumneavoastră. Nu mă întrerup, dați am dreptate. Așa, da. Trebuie să pomenesc că Asociația Culturală... Aș vrea să adaug. Asociația care o trăim, nu e important să ne trăim. Important este de tot. Asta e filozofia mea. Așa încât poftiți mă iertați. Da. Aș fi vrut să amintesc că Asociația Culturală Probasarabia și Bucovina a depășit frumoasa vârstă de 25 de ani și să știți că inițiatorii ei și inițial Asociația a fost formate exclusiv din Basarabia refugiați. Toți s-au gândit acasă. Acum că am promis că am să fiu telegrafic, domnule deputat, aș vrea să discutăm despre un termen. Interesul național. De ce documentele